A dormit la volan și s-a inversat cu mașina în șanț. Un șofer de 29 de ani a scăpat cap prin urechea acolo în urma unui accident grav în raionul Orhei. Totul a avut loc în prima jumătate a zilei de 15 octombrie, în jurul orei 9 40 de minute, în apropierea satului Ciocâltăni. La fața locului s-a deplasat poliția și ambulanța. Contactat telefonic ofițerul de presă de la inspectoratul de poliție Orhei, Elena Bătreu, a declarat că totul s-ar fi întâmplat după ce șoferul de 29 de ani ar fi ațipit pentru câteva secunde la volan, în acel moment, mașina a derapat de pe traseu și s-a inversat în șanțul de la marginea drumului. Medicii i-au acordat ajutor medical la fața locului, însă automobilistul a declarat că se simte bine și refuză să fie transportat la spital. Testat cu aparatul Drager, s-a constatat că tânărul de 29 de ani nu consumase alcool înainte de a urca la volan. Alte circumstanțe pe cazul dat se stabilesc.